al prieten, am un tichet pentru o călătorie în metrou. Acum îl... Așa, îl... Nu vrea. Aha. Deci l-am... L-am însemnat că într-adevăr l-am achitat, să zic așa. Și acum merg la linie de metrou, trebuie să vină metrou. Și am hotărât eu să merg... Unde merg? Merg la un supermagazin. După aceea vreau să vizitez una dintre cele mai frumoase școli din Budapesta. Vreau foarte tare să vizitez această școală, școala britanică, o școală internațională. Metroul meu a sosit. Sper să nu mă rătăcesc. Tati este cu copiii acasă, eu sper să nu mă rătăcesc. Sunt în metrou, biletul este achitat, sper să fie bine. Și merg la școala britanică din Budapesta. Vreau să o cunosc. Am niște planuri. Așa să fie. Haideți. Sunt foarte curioasă și cred că și voi sunteți curioși să vedeți diferența dintre școala din România și britanică este și în România, în Republica Moldova nu este, și o școală frumoasă din Budapesta. Vă țin la curent, ok? Fiți alături de mine și împreună vom vedea cum arată o școală puțin mai bună, să zic așa, din Budapesta. Da, sunt și eu foarte curioasă să văd, am citit foarte multe despre ea. Acum rămâne doar să o vizităm. Cum suntem în metrou, ușele se închid, eu mă așez pentru ca să fiu în siguranță și alături de voi vom vizita această școală. Da, noi ne deplasăm. Aha, deci am ajuns la oprirea fluturilor, așa se zice. Și suntem, mergem pe deasupra, deci zona terestră, și acum intrăm în subteran, zona subterană. Sunt patru tipuri de linii de metrou. Aceasta este linia roșie, după cum vedeți și scaunele din acest metrou. Este foarte curat. Este foarte curat, este liniște și acum trecem chiar și pe sub Dunăre. Sunt foarte curioasă să văd. Da, ne-am oprit, lumea urcă, este liniște și continuăm să mergem. Da, este stația Astoria și deoarece deasupra noastră este un hotel Astoria, și imediat, în câteva clipe, coborâm și noi și mergem la un magazin unde sper să găsesc niște chestiuțe micuțe drăguțe. Acum își vedeți și voi. Sper să vă placă și vouă. Coborâm. Mergem la escalator. Stația Astoria. Și haideți să căutăm. Aha, escalatorul l-am găsit. Stați liniștiți. Oh, este un pic de... este foarte înalt. Vreau să vă arăt și vouă. Este foarte înalt. Stați liniștit. Eu nu mă voi rătăci. Dacă ați observat, deci este ca o cultură foarte frumoasă. Toată lumea stă pe partea dreaptă. În caz că cineva se grăbește, poate să ne depășească și merge pe partea stângă. Frumos. Bravo. Aha, am ieșit în stradă. Sunt undeva prin centrul Budapestei, cred. Sunt prin centrul Budapestei, merg spre un magazin. Văd niște lucruri deosebit de frumoase. Da, uitați-vă, este o curte. Deci nu este ca la noi în Chișinău. Nu știu, în România nu prea am toate balcoanele. Dacă observați, toate balcoanele sunt aici, în această ogradă, în această curte. Uitați-vă, este o curte mică și toate balcoanele sunt aici. Nu veți vedea niciodată balcon în stradă, pe bulevard, nu veți vedea așa ceva. Deci toate balcoanele, priviți unde sunt. Și aici este casa de locuit. Deci este un moment care pe mine m-a impresionat. Nu veți vedea balcoane în stradă, niciodată. Niciodată. Și este o chestie foarte frumoasă. Din punctul meu de vedere, în stradă sunt lucruri foarte frumoase. Da.
Da, un moment curios din punctul meu de vedere. Haideți să mergem mai departe. Da, într-un film vă ziceam că Budapesta se deosebește prin arhitectura foarte frumoasă și cartiere întregi din centrul Budapestei sunt sub protecția UNESCO și să știți că dacă cineva vrea să facă reconstrucție, atunci UNESCO dă permisiunea aceasta doar cu ocazia că se menține stilul. Și nu va fi... Uitați-vă ce frumusețe! Stai să vă arăt și vouă, nu știu cum. Voi încerca. Sunt niște lucruri foarte frumoase. Nu mă satur să le privesc, îmi plac foarte mult. O arhitectură extraordinar de frumoasă. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă. Sper... Este un cinematograf, uitați-vă, foarte, foarte frumos. Sper să înțelegeți mesajul care vă-l zic. Bunica este superb de frumos, superb de bogat. Nu am cuvinte să vă spun. Ăsta este magazinul la care eu doream orice preț să ajung. Am nevoie de niște chestiuțe mici. Uitați-vă. Deci pentru mine lucrurile acestea am o slăbiciune foarte mare la cutiuțe, îmi plac foarte mult cutiuțele. Uitați-vă ce drăguțe sunt de primăvară, îmi plac foarte mult. Deja se pregătește, chestiuțele sunt de Paști chiar. Ia uitați-vă ce drăguț. Cred că aceasta desigur va fi pentru Anabela, una de aceasta. Ea o adoră pe Ana. Da, și aceasta cu Minnie Mouse. Și am și pentru Bogdanel ceva. De fapt, el deja a depășit McQueen-ul. Star Wars. Va fi pentru Bogdanel. Toate acestea sunt la doar 1 euro. La 1 euro. Ce frumușe e fluturaș. Vedeți și voi, ce drăguț este, așa, închisuiți pentru păr, pentru prințese, da, haideți să mai vedem câte ceva, mai am nevoie de niște chestiuțe, vă pot arăta chiar totul. Dar câte ceva vă voi arăta. Haideți să vedem ce mai găsim. Ce sunt aici? Squishy? Nu știu dacă sunt squishy, dar... Mai distrez ceva. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Bine, dragilor. Călătoria noastră continuă cu școala britanică. Bine? Hai! Bun, te iubesc foarte mult, mami, te iubesc! Dragilor, noi am ajuns la școala britanică. Am ridicat un deal mare. Este aici. Ok. Și, vedeți, cineva mi-a deschis poarta, că nu avem altfel acces. Școala Britanică. Haideți să vedem unde este. Ce este într-o școală internațională. Stai să vă arăt ceva. Aceasta este verișoara noastră. Noi după ea am venit. Așa. Wow! Este super fain! Toți vorbesc engleza aici. Este foarte interesant. Și
Și uitați-vă, este o clasă. Aș vrea să intru să vă arăt, dar nu cred că aș putea. Este foarte interesant. Ce avem aici? Broken books. Este o bibliotecă. E o bibliotecă pentru copii. Informații. Hăinuțele lor se păstrează în așa cuiere. Și este și pentru încălțări, bulețuri pentru încălțări, pentru toate, pentru toți copiii. O, așa, noi trebuie să facem o mini vizită. Este Sofia. Hai, Sofia. E foarte frumos. Aici e swimming. Aha, aici. Aha, chiar și miroase. Și acolo tot swimming-ul. Acum este închis. Nu putem intra să vă-l arătăm. Aha, probabil vedeți piscinele. Da, se văd. Super! Astea sunt... Aha. Și ce mai aveți aici interesant? Ce este aici? Aici sunt clasele. Uh-huh. Acolo este unde ne jucăm dacă este ud afară. Dacă este ploios, timp ploios, este un loc de joacă. Mergem, ai sus ceva să ne arăți? Hai să ne urcăm. Să vă arăt clasa mea. Aha, clasa la sus. Păi nu era clasa ta acolo unde noi te-am luat? Nu, clasa mea e acum sus. Ai, e sus? Eu sunt foarte puțini copii acum aici. Deja mulți sunt plecați. Nu. Aproape toți. Aici e clasa ta? Jimmy, ce este Jimmy? Aha, este sala pentru sport. Este camera de sport. Super. Și clasa? Mai sus. Mai sus. Haideți să vedem ce mai este. Multe scări. Este foarte sus, Sofie. Da. Și să știți că acolo unde noi stăm acum nu este zăpadă, dar aici noi zicem că am urcat Everestul pentru că este multă zăpadă și tot în Budapesta este. Este o zonă mai rece. Și acum, wow, valeu, ce întortocheat totul este. Așa, ca să vedeți bine. Unde este clasa noastră? Ah, și Sofia este starul bun. Așa arată o clasă. Oh, hello! Hai, super! Super! Da! Sofie mă întreabă dacă asta este video cu Ioana. Ea adoră serialul cu Ioana, da, Sofie? Ea foarte mult a vrut să meargă cu Ioana. Uite, Ioana a venit la tine la școală. Este foarte frumos aici. Dar trebuie să vorbim în șoaptă ca să nu facem mare zgomot. Ce este clasele primare? Clasele mari. De la 5 în sus, da? Clasele mari. Sofia astăzi are o pălărie pentru că a avut o sărbătoare la matematică, da? Nu, asta e o sărbătoare națională. A, o sărbătoare națională. Da, e o colorată în primul. Aici nu sunt scări, dar sunt niște... Nu știu. Covoare. Niște covoare, da. Așa, niște... Aha, sala de muzică. Asemenea. Sala de festivități, uitați-vă. Este sala de festivități. Interesant, Sofia. Și ce ne mai arăți interesant? Acum trebuie... Aștia sunt profesorii voștri, da? Super!
coborâm și cred că mergem spre ieșire. Da, lucrarea ta este aici. Uitați-vă că acuși Sofie ne arată lucrarea ei. Aha, este a ta acolo. Sofie, corect. Bravo, Sofie. Hai. Și aici ce sunt? Copii, da? De la voi. De la ziua internațională. Pa, ne mergem acasă, pa, pa.